Bună dimineața, dragilor, și poftă bună la cafea! Astăzi avem o grămadă de știri de discutat. Prima ar fi cea mai importantă, și anume, care nu este știre, este analiză tehnică. Atât timp cât Bitcoin poate să reziste în zona de suport la 26.512, nu ne putem gândi cu îngrijorare la 23.000 sau 24.000 sau 22.000. Este un suport foarte important pe care Bitcoin ar trebui să-l păstreze. În altă ordine de idei, avem o grămadă de știri din piața cripto. Uniunea Europeană a semnat oficial toate regulile sale în legate de legea MiCA. Însă, ce nu înțeleg eu este de ce trebuie să așteptăm un an de zile până vor intra în vigoare. Ceva e un skepsis. Iar pentru acest lucru m-am gândit să analizez ce înseamnă această legislație, să o traduc în limba română, să-mi fac o părere proprie și să o pun pe site-ul meu, pe mihaidaniel.ro. Dacă vi se pare o idee bună, puteți să-mi scrieți în comentarii. Bun. În altă ordine de idei, Elon Musk. Elon Musk este acuzat de tranzacționare internă. Este acuzat că a manipulat prețul Dogecoin. Ce surpriză! Acum totul este interpretabil, pentru că oricine are expunere pe internet poate prezenta lucrurile așa cum își dorește sau într-un mod în care are interes. Atunci când ai 140 de milioane de followeri pe internet, este destul de greu să nuanțezi sau orice poate fi interpretat. O altă știre vine despre un influencer de TikTok care este acuzat că a folosit Bitcoin să spele bani obținut din împrumuturi ce aveau legătură cu COVID-ul. Ce să facă și om? A luat Bitcoin, măcar a investit în piața cripto. O altă problemă este că în luna mai, volumul înregistrat pe platformele de tranzacționare cripto, pe exchange-uri, a fost cel mai mic volum din ultimii 2 ani, cred. Asta arată un dezinteres destul de mare pentru piața cripto. De aceea, în prezent, interesul este major cu precădere către tot ce înseamnă meme coins. Pentru că acolo oamenii măcar văd acțiune, văd activitate, iar cum o mare parte din cei care intră în piața cripto nu au niciun fel de experiență, dacă văd o monedă care crește, zic că e bine. O altă chestie psihologică pe care am observat-o la oameni este așteptarea unei validări. Și cu cât o monedă crește mai mult, cu atât oamenii o consideră că are o validare mai bună. Însă, din păcate, decizia investițională e proastă, adică de cele mai multe ori oamenii cumpără asset-uri la vârf și după aia se trezesc că au rămas cu ele și nu prea au ce să facă. Cum văd eu situația Bitcoin în clipa de față? Suntem pe 12 ore, este chat-ul Bitcoin cu Tether și la fel ca și ieri vă arăt acest lucru extrem de important. 200 moving average. O dată, de două ori, de trei ori, aproape și aici l-a atins. Da? Am avut un scenariu similar în luna mai, da? Când l-am testat, ne-am dus puțin sub el, după care și-a revenit. Pe daily suntem într-o corecție începută. Ca și valori sunt cam asemănătoare. Vă spuneam, 26.500 pe daily este extrem de important, dar și pe 12 ore pentru mine acest 26.800 este important, pentru că nu l-am mai rupt de foarte mult timp. Bun, dacă ne ducem pe daily, v-am zis, atât timp cât rupem această structură, până la 200 moving average, nu prea avem o plasă de protecție creată recent, pentru că anul acesta, da, dacă ne uităm, am plecat de aici, din decembrie, da, ne-am dus, am rupt 200 moving average, ne-am dus, a crescut 20-ul, l-am testat. Ne-am mai dus o dată în sus, l-am testat, l-am rupt, 200 a acționat ca suport. Acum, dacă ar fi, putem, cred că compara ce s-a întâmplat aici, da?
în februarie până în martie, cu ce ar putea să se întâmple aici. Deja am testat 50, linia galbenă este 50 smooth moving average. În ultimile, hai să vedem, 21 de zile am testat o dată, de 2, de 3, de 4. Suntem acum aici 1, 2, 3, 4, 5, de 5 ori, da? Ne-am reapropiat din nou. Problema este volumul foarte mic de tranzacționare din piață care generează această lipsă de interes. Și vă spun, dacă rupem această zonă, pe weekly noi suntem în corecție, da? Priviți. Dacă rupem zona aia, este extrem de periculos. 23.000 scrie pe noi. E o probabilitate destul de mare. În schimb, graficul pe 3 zile arată așa. Pentru mine este un semnal optimist. Pentru că pe daily am putea să ne ducem puțin sub, cum am făcut aici, după care piața să-și revină și să aibă un următor bounce. Pe 3 zile, dacă ar fi să mă uit la target, e aici. 31.000. Vă tot spun de multe săptămâni. Asta este, cum să zic eu, asta e examenul pe care Bitcoin trebuie să-l dea în perioada următoare. Să rupă acest 200 moving average pe 3 zile. Este extrem de important să o facă. Acum, pe final de video, vreau să vă reamintesc de BitMarket. Văd că s-a mai listat o mașină, un Porsche 911, cu doar 6.000 de kilometri, deci practic e aproape nouă mașina. În continuare avem una din cele mai scumpe mașini ce se vinde cu cripto la ora actuală din România, acest Ferrari F90 Spider. Stați un pic că mouse-ul meu tocmai și-a pierdut vlaga, sperăm că își recuperează. Avem acest Cullinan, avem acest Lamborghini Urus, avem acest Lamborghini Huracan Spider. Deci sunt mașini extrem de interesante care cred eu că vor fi de interes când piața își va reveni. Plus că avem aceste panouri fotovoltaice, avem acest aparat de Kangen, avem acest trezor. Încet, încet începem să aducem pe BitMarket tot mai multe produse. Cred că sunt interesante, cel puțin. Foarte curând și site-ul meu, Mihai Daniel, va intra în renovare. Ne pregătim clar pentru următorul bull market. Aici găsești singurul meu produs, cursul de tranzacționare, pe care vi-l recomand acum în bear market. Pregătirile se fac înainte ca evenimentul principal să înceapă. De asemenea, luni vă așteaptă iarăși un indicator bombă pe canalul meu premium de YouTube. Puteți da join direct de aici. Vă spuneam că odată abonat pe canal ai acces la toate informațiile postate în trecut, și anume analiză tehnică, dar cred că cel mai interesant e faptul că ai acces la niște super indicatori, plus pozițiile mele, vedeți cum văd piața la fiecare săptămână. Așa că vă doresc o zi plină de bucurie, un final de săptămână excelent. Încă o dată, poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea. Toate cele bune!